Salutare, salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Mergem pe insula de Agrement, că e Festivalul Luminii, ediția a 6-a, anul 2024, desigur. Băi, afară e vreme de toamnă, frig, e rece afară, sunt undeva la 12 grade, până în 12 grade. Ia uitați ce motociclet. Asta e de 1,25 sau de 50 cm, depinde. Fain. Faină motocicleta. Oricum începe mai târziu, începe pe la... Salut! Da. Salut, salut! Primați un vlog? Da! Vă dați un nou shoutout la Instagram! Spuneți! Vă dați un așa! La revedere! Salut! Nu am mai vrut. Să vedem, dar oricum mai târziu, la 4:30, nu e nimeni încă pe insulă, că e rece afară, e friguț, cam bate vântul. Azi să dăm o fugă pe insulă, răsfoind bătrânul Facebook. Am văzut acolo anunț și am zis, bă, hai să mergem să încercăm. Ia uitați aici bannerul, Festivalul Luminii. Dar cred că mai pe seară o să dea drumul la lumini. Hai să mergem pe aici prin mijloc să vedem. Pe la 4:30 zicea că începe. Ia uitați cât e de frumos toamna, că se adună frunzele în jos în parc. Să vedem și noi mai târziu, cred că începe. Festivalul Luminii, momente artistice, ateliere, colțul foto. Ia că avem mapa aici, să vedem. Zona 1. Chitareal, jocuri de grădină, curse de observ, zonă de relaxare, împletit cu ață în păr, bla bla bla. Da, o să vedeți aici. Dar cred că mai durează până începe. Mai ales cu vântul ăsta. Nu știu cum o să aprinde ei lumânările, că cu vântul ăsta năpraznic. Bă, dar nu putea să fie azi frumos și mâine să dea. Bine că nu plouă, asta e fain. Cât de faină e toamna când se adună frunzele astea ruginii. Aici e pentru copii, cursă cu obstacole. Au aici pe fiecare băncuță câte o etichetă de asta. Astea cred că le vor aprinde. Dar le-au făcut chestii din astea și pune acolo câte o lumânărică și o aprinde. Oricum sunt și pompierii pe fază. Încă mai confecționează, încă se mai lucrează la... Am fost și eu când eram mai mic la cercetașii României, dar nu prea mi-a plăcut și nu am mai continuat. Aici e InfoPoint. Dar oricum mai durează, cred că mai pe seară când se întunecă. Una. Ce
cam așa se prezintă. Oricum abia acum se pregătesc să... Asta e ceva cu de fotografii, cred că. Nu fi pus lumânărele, da, mă, uite, are lumânărele aici. Are lumânărele din alea. Și o să le aprindă pe toate, dar mai târziu. Hai să vedem expozițiile astea de pictură și artă pe aici. Ia uitați ce frumoase sunt astea. Mamă, dar ce fain. Uite tabloul ăsta cu cai. Super, super. Și iconița asta cu Maica Domnului, cât e de superbă. Superbe picturi. Și aici se pregătește candelabrul ăsta, să-i spunem, din hârtie. Încă se mai pregătește pe aici, când o să înceapă, o să ne băgăm pe filmare ca lumea. Anul trecut parcă a fost în parcul Pancicop, dar n-am fost pentru că eram la muncă. E, de data asta sunt liber și eu și... Da, deci o să fie prin zona asta. Asta e chestia cu bate vântul ăsta nebun. Și aici se pregătește ceva. Cine vrea apă, cine vrea biscuiți? Nu stai pentru toți. Aici e un gazon de ăsta de fotbal. Un mini stadion de fotbal, să spunem așa. Hai să vedem și un pic de fotbal. Au căzut conuri din astea de... Da. Hai să vedem ce au făcut fetele astea aici. Da, la 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 la. Baloan. Alex,
2 Doi, ok, ok. Ai înțeles? Da.
ce culoare pun, spuneam că e mov. Vedeți că mai aveți una aici. Pregătiri de spectacol aici. Cum e de Haideți să vedem, fraților, aici. Ia uitați cât de frumos e acum seara. O aprins lumânărelele astea. Am stat un pic la spectacol, dar mă întorc înapoi. Mai filmez niște cadre, dar am vrut să, cât dansează aia, să văd aici lumânărelele astea. Ia uitați cât e de frumos. Și candelabru ăla. Ce frumos s-a făcut. Adevărul, ca să știu. Era fain cu o dronă de făcut. Care avea o dronă, era... Mamă, de ce fain. Ia uite. Scuze. Ia uitați cât e frumos. A lăsat așa mai pe întuneric. Cât de fain se vede, băi, fraților. Ce fain se vede. Haideți să mergem mai încolo, unde s-a aprins, au și instalații. Și o să văd cum o să le pun. O să văd cum le fac. Le-a dat ea?
Păi sunt chinui, am văzut sunt chinui foarte mult. Să nu-ți deschid. Aici o parte din ele s-au stins sau le-au luat vântul. Bă, ne trebuie 30 de oameni aici, ziceți. Hai să vedem candelabrul ăla de acolo. Abia acum s-a prins astea. Gabri? Cred că le-a mai stins vântul. Ia uitați cât e de frumos candelabrul ăsta. Nu să nu mă urc pe o chestie din asta, asta e o ramă fotografică. Cât de fain au făcut chestiile astea. Chiar e super, băi, fraților. Chiar e fain tare. Și cu venire Velionul cu instalația asta. Dar e super, super. Și din până în capătul celălalt. Am înțeles că au și un spectacol de foc, dar nu știu când, cred că mai târziu. Că nu au niciun program, n-am văzut niciun program de asta. Păi la balone, nu? Și mai încolo. Mai încolo, mai mergem că tot așa s-a prins ea astea. Și n-ai rost să mai filmez. Da. Excepțional, chiar e frumos. Să mă duc înapoi la scenă să mai... Asta e singura care a ieșit cu fața la poză. Da, trebuie să vorbeai. Da, deci am dat. Încă scumpă. Cred că le mai stinge... Le mai stinge vântul, cred că. Ia ce frumos. Hai să vedem ce aici ce... Și aici au pus lumânările din astea, ce faine. Acum s-au aglomerat, când am venit eu nu prea era nimeni. Au făcut o inimioară, ceva de genul sau... Mamă, dar ce frig, cam rece afară. Ce fain a ieșit. Asta cine a fost?